Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendentul în nord în Capricorn. Etalare pentru iulie, august. Puteți să o mișcați până în august, septembrie, în fine. Veți trăi și veți vedea. Niciodată etalările nu se încadrează într-un termen fix cum sunt cele din calendare. Nu v-am adus aminte. Oricum, dacă vreți, eu cred că o să pun și în titlu 9 iulie, 9 august sau 8 iulie, 8 august, whatever. În timp ce am amestecat, a vrut să apară, mă, special crucea. O situație prin care treceți. Ori poate faceți parastas. Poate ceva, încheiați o etapă. O etapă care nu e doar încheiere de capitol, care aduce transformare. Încheierea aceasta implică transformare. Lucrurile nu mai sunt cum au fost și trebuie să creăm regândite. Nu știu. Vedem. Eventual, trebuie să aveți credință. Ar trebui să vă rugați. Nu zic musai să fiți... Da, totuși, crucea reprezintă un simbol creștin. Să vă gândiți la aspecte care țin de sacrificiu. Evident, pentru o cauză bună. Nu pentru oameni sau situații care nu merită. Asta ar trebui să înțelegeți și citind Biblia. Nu trebuie să vă zic eu. Pentru cei care, eu știu, au uitat. Că, de fapt, sacrificiul trebuie să fie pentru o cauză bună. În fine, 17 la capătul setului de cărți, iar o distanță, călătorie, iar pentru că a mai apărut. O călătorie, poate cineva vrea să vină, voi vreți să mergeți înspre cineva sau, da, e destul de departe. Cineva vrea să plece sau să vină, nu, să plece înspre un loc în care se simte ancorat. Stabilizat. Sau poate că aici, a, interesant, dar 7 și cu un 8. Aici e transformarea în această călătorie. Posibil să fie a voastră. Posibil să fie a voastră. Sau e o chestiune legată de o călătorie, de stabilizare și de transformare. Poate cineva vine de la drum. Nu știu. Variază. Variază. În fine. Acum, dacă tot am început cu acest pre-mesaj, hai să vedem mesajul totuși pentru etalarea. O situație. Mai. O situație. Băi, că nu vrea. Capricorn, soare, lună, Venus, ascendentul în nord, în Capricorn. L-ai motivul acestei perioade. Capricorn. Și capricornuțe. O situație. În această perioadă. L-ai motivul. Wow! 16, da, a venit invers, interesant. E steaua. Da, 16. Vedeți, 16 este numărul turnului și a venit invers. Ceva se dărâmă, da. Steaua înseamnă speranță. 17 am văzut mai devreme. Probabil că cineva își pierde speranța într-o privință sau transformarea care, despre care am vorbit implică vindecare multă. Încă cineva. Și ambele înseamnă și vindecare și credință. Aveți grijă. Cineva, da. Cineva și-a pierdut speranța, încrederea. Din cauza unui eveniment neașteptat, poate. 3 și cu 5, 8. Și acesta tot 8. Ia uite, vedeți, iar au revenit cărțile. Poate vreți să faceți un drum și să vă așezați undeva într-un loc stabil. Sau, dimpotrivă, să părăsiți locul stabil și să plecați undeva. Dar aș spune că eu... E o situație care vă tulbură acum în această perioadă. Vedem ce alte cărți mai apar. O să las totuși invers, așa cum a venit. Deși poate că n-ar trebui să citesc inversat. Simt că totuși e ceva acolo. Ia uite. 2 și cu 7. 2 și cu 7, 1. Ar trebui să lucrați. Interesant. Aici vă căutați ori un loc de muncă, ori trebuie să părăsiți un loc de muncă. Aici este cu... Ce vreau să zic? Munca. Munca. Castorul. Cel care muncește zilnic, construiește.
își construiește viața, își construiește stabilitatea, construiește ceva în comunitatea din care face parte. A, 2 și cu 7, de fapt, e 9. Pe care l-am văzut la 36, la cruce. Dar aici este probabil că trebuie să lăsați un job, o construcție la care ați muncit foarte mult. Poate să fie o casă, o grădină, un spațiu, ceva la care ați muncit foarte mult. E o încheiere de ciclu, clar. Și încă poate nu aveți direcție, că steaua arată direcția. Încă nu știți în ce direcție trebuie să mergeți. Și iar 2 și cu 9, 11. Iar chestiuni legale ar putea să fie din loialitate pentru ceva, pentru, eu știu, o amintire, pentru ceva. Încă vă e greu să vă desprindeți. Da, trebuie să faceți transformarea, pentru că aici avem cocorul cu coroană roșie, care este un fuson de phoenix asiatic. Și e și luna plină, trebuie să învățați să vă eliberați. Vă bucurați de toate experiențele, amintirile pe care le-ați avut, iată, da, trebuie să încheiați niște cicluri. Încă, 3 și cu 1, 4. Cine, ce sunteți, bărbați, femei, nu contează. 4. Țineți prea mult de această, așa zisă, stabilitate, pe care o puteți crea, avea în altă parte, în momentul în care vă eliberați de aceste cicluri. Și în momentul în care vă eliberați de aceste cicluri, urmează fericirea. Dar pentru asta trebuie să vă luptați, trebuie să înfruntați niște pericole, situații, că asta e aventura vieții, călătoria vieții, nu e ușor nimic. Hai să vedem. Capricorn. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Loialitate și muncă. Probabil că aici ați pus tipic capricornilor, știu. Am lucrat și cu capricorn, am prieten capricorn. Se implică foarte mult în lucru, în muncă. Și în momentul în care poate ieșiți la pensie, poate trebuie să schimbați în vremuri. Unii dintre voi v-ați obișnuit pe ideea că din jobul respectiv trebuie să ieși la pensie. Nu mai există vremurile alea. Și nici nu-i sănătos. 6 de spade. Iar trebuie să lăsați în urmă apele, tulburi, situații, gânduri și să mergeți înspre o nouă direcție. Acea direcție teoretică ar trebui să vă aducă soarele, să vă ducă către mai bine, dar încă e o confuzie. De-aia am lăsat-o totuși cu 16. 16 merge înspre 15. Înspre 15 știți că e numărul diavolului, pe care, din păcate, mulți îl asociază capricornului. Dar nu e vorba de asta. E vorba de adicție. Adicție pentru muncă. Frica zilei de mâine, vai, dar ce mă fac fără acest job, ce mă fac fără comunitatea respectivă, știu cum e, că și eu uneori când mă gândesc că aș pleca peste 10 mă și 10 țări, mă gândesc, da, o zi-am prieten acolo, nu că am aici foarte mulți. Până la urmă, cei mai mulți sunt aici pe canal, sunteți voi. Dar știu ce, adică înțeleg, eu acum povestesc pentru cineva, nu știu pentru cine. E o situație mai dificilă și 2 și cu 9 înseamnă 19, justiția, chestiuni legale. Azi. Vă dați demisia, semnați un nou contract într-o nouă direcție, poate unii aveți un job la distanță și aveți emoții sau vă doriți un job în străinătate, în distanță lungă. Iar transformare. Hai să vedem, om este cam o dată. În timp ce vorbesc, 10 de monede, bani, familie, job, moșteniri, primul rând financiare. Moștenirile pot să țină și de moșteniri profesionale. Dau un exemplu. Ești, să zic, director undeva, da? Moștenirea ta, celor care vor urma la acel post, este, să zic, un loc de bun, de lucru, mai curat, mai organizat. Eu știu, un spațiu care are niște chestiuni. Eu știu, fotolii, scaune de ultimă, știu, modă. Sunt, dau un exemplu, da? Asta e moștenire profesională. Colaboratori, benefici, reușite, asta e moștenirea profesională. Ia uite, vorbeam de putere. Luptă cu voi pentru această transformare. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Iulie, august, aproximativ. Hai, odată, iar trebuie să alegeți. De 2 ori, de 3 ori și 3 ori.
Suferință. E o suferință, nu e ușor. Sau poate știți că alții vă vor suferi dacă faceți această alegere, vor regreta că plecați, în fine. Cavalerul de spade, 10 de monede și puterea. Un eveniment neașteptat. În legătură cu ce am zis, un eveniment, niște vești, o situație, apropo de turnul, da? Într-un fel se leagă. 8 revine, 3 și cu 5, 8, care vă tulbură, vă destabilizează, da? Destabilizează, vă tulbură. Să zic, poate și financiar, poate și familia, poate și, eu știu, neamurile, colaboratorii. Dar ce nu ne dărâm, ce nu ne distruge, ne face mai puternici. Una e să te mai dărâme, să mai pice câte o cracă, câte o cărămidă și alta e să te distrugă, da? Ce nu ne dărâme, ne face mai puternici. Interesant, vedem. Regele de spade l-am mai văzut în timp ce amestecam, 6 de cupe în prezent și valetul de cupe. Ar putea să fie dorința de a vă păstra luciditatea. Probabil că acasă totuși vă simțiți bine. Prietenii, dacă nu mai e casa, jobul respectiv, apropo de pensionare, să zic, vă reorientați către casă, către copii, nepoți, cățeluși, iar apare cățeluși, trebuie să fac videoclipul respectiv neapărat. În ultima vreme tot au apărut căței în câini, în etalori, din niște motive. Da, 6 de cupe. Este și, ține și de elementul apă, care este opus vouă racul, da, și suntem în zodia racului. Știți că aici vă găsiți totuși adevăratul echilibru în familie. Cu prietenii. Poate dacă nu mai aveți familie sau nu mai aveți job, aveți niște prieteni din copilărie care vă sunt alături. Nu știu. Poate unii vreți să vă luați un cățel? Ar fi drăguț. E minunat. E cel mai bun prieten. Apropo de loialitate. Dar trebuie să vă păstrați mintea lucidă. Și eventual să începeți să studiați. Dacă ceva s-a întâmplat, trebuie să studiați ceva. O să clarific. Evident. Dar în principiu vorbesc. Sunt niște mesaje acum clarificate. Se adaugă nuanțe. Trebuie să studiați ca să veniți cu idei noi. În acest proces de transformare, pentru că aveți de ales, am văzut doi de spade. Ia uite, doi de monede. Sus, jos, sus, jos. Unde să fiți? Ia uite, cinci de monede. Sentimentul de abandon, că pierdeți financiar ceva, că cineva v-a părăsit, eu știu. Și asul de băte. Asta e fain. Asta e super fain. Probabil, dacă ceva se întâmplă la servici, trebuie să studiați, vă păstrați calmul, că asta e regele de spade, super calm, it's cool. So cold, too cold, ca gheața uneori. Și capricornii pot să fie calmi, da? Casă. Gândiți la rece, nu? Că de-aia avem și munții și zăpada. Să gândiți la rece. Ce trebuie să fac? Eventual, poate, în preajma unor prieteni mai adăugați un picuț de căldură, că să vă gândiți în continuare, să nu înghețați în acest proces de gândire, un proces de gândire intens. Și iar, valetul de spade, studiu, căutați, search, Google, pe internet, cărți, vă documentați, vorbiți, puneți întrebări, aflați răspunsuri, vă vin idei. Cum să vă transformați? Pentru că transformarea poate fi redirecționată de noi. Altfel, dacă lăsăm... Bine, sunt și surprize, că de-aia e casa 8-a a Scorpionului, surprize. Dar, pe lângă aceste surprize, avem totuși un liber arbitru. Bine, unii contestă chestia asta, dar avem șansa să ne creăm. Dacă ieșim dintr-un anumit tipar, unii, oamenii puternici, pot să-și recreeze și destinul și viața și tot. Și atunci, dacă vreți să fiți puternici în această situație, înțelegeți că, da, o să aveți niște probleme financiare o perioadă. Poate acolo câștigați mai puțin bani, dar dacă vă documentați și alegeți corect, alegeți dintre două lucruri,
Alegeți o nouă direcție care vă va aduce spor într-un viitor. Astfel de bâte e o idee. E lumină, e viziune. Este viziune. Da? Ce mai vreau să spun? Dacă e o chestiune de job sau chiar de case, într-o casă poate vă simțiți părăsiți, neînțeles, într-o altă casă vă simțiți acceptat, iubit, da? Și trebuie să alegeți, iar. Și când vorbesc de case, poate să fie casa părintească și casa pe care v-ați făcut-o, nu mă gândesc la alte chestiuni. Dacă e vorba de job, știți că în curând se reorganizează ce-o fi acolo. Căutați alt job, o perioadă mergeți în paralel. Veți avea niște probleme financiare în partea cealaltă, dar cât faceți investiți, vedeți, știți care e ideea. Mai bine decât mine, da? Nu trebuie să vă dau eu lecții. Dar citesc cărțile. Și uite, ajungem și la așa ceva. Managementul. Astfel de băte, ce frumos. Probabil că prin august ar putea să vină ideea, că văd că e 8, văz. Da, vă eliberați. Va veni ideea care vă va ajuta. Ia uite, vedeți? Aici este soarele în depărtare. Mergeți către soare, că am zis 6 de spade. Mergeți încă. Pun că poate vă e dor de un trecut, cei de acasă, prietenii, vă țin copii. Nu, da, nu, tati, mami, lali, ai. Dar vedeți și la clarificări, evident. Totuși, trebuie să vă asumați o nouă cale. Ia uite turnul, a zis ceva neașteptat. Dar cum a venit neașteptat în trecut, neașteptat va veni și în viitor. Ia. Încet ceva. Se va recrea stabilitate într-o nouă direcție, dar vedeți 16. Ideea este că mergeți înspre lumină. Vor fi idei și în această perioadă și vor mai veni, cu cât le permite să vină, cu atât vor veni. Dar trebuie să fiți foarte buni strategi. Să aveți ambiția să cuceriți focul acesta care nu știu cât ține de pasiune, de sexualitate, cred că e mai degrabă o viziune. Cum să faceți ceva. Nu știu ce. Și în această luptă, cum să atingeți această idee, va veni ideea, da? Se va materializa deja cu valetul. A trebuit să vă ascundeți fașii de cei din trecut, eventual. Eu știu. Apropo de afaceri, știți cum e. În afaceri nu trebuie să spui chiar toate ideile, mai ales dacă nu merită colectivul respectiv. La capătul setului de cărți are mitul, o singurare, o tăcere între voi și cineva, ori un semn de foc vă blochează, v-a blocat, dar eliberare de probleme, transformare pe, nu știu, la toată lumea este transformare, dar se manifestă în diferite feluri. Pentru că astea sunt vremurile. Vremurile ne transformă, dar nu trebuie să ne lăsăm doar transformați, trebuie să participăm și noi activ la această transformare, altfel nu-i bine. Iar un sentiment de dor de trecut. Hai să vedem totuși, să clarificăm. Învățați să puneți granițe personale, spun când apare această carte tuturor că este foarte necesar. Clarificăm cavalerul de spade pentru capricorni. Vești neașteptate. Vești. Sau, poate să fie și un adevăr spus care îți toarnă o situație. Uite, 10. 10 de bâte. Poate, vă dau un exemplu cum văd. 10 de bâte, iar cineva care muncește și consumă energia, eventual la casă, la job, da? Responsabilități multe. Și vine cavalerul de spade și ho, tu vezi că muncești și nu mai ai timp să vezi că nu mai sunt vremurile de altă dată, nu mai ai timp să vezi ce, că eu știu, că ți s-au tocit. Stai, care era cuvântul? Nu bocancii. Ciubotele, măi.
ciubote. Parcă așa era cuvântul. Da, cineva spune un adevăr și îl ajută pe celălalt să se elibereze. Sper că sunteți voi. Nu știu. Ajută să se elibereze, să intre în transformare. De un stil de viață. Prea robotizat, aș spune. Da, care transformă, care scoate, iată, vindecă de programele mentale, de impresia că aici sunt legat, în acest sau legată, în acest program, în această familie, în acest job, în această comunitate, dar nu, nu este așa. 10 de monede. Wow! 10 de monede, cavalerul de monede. Ați construit din greu, de aia ce nu luptă, muncă, muncă. Ați construit din greu această abilitate, nu zice nimeni, dar sunt decepții, de suferință. Nu vă mai puteți bucura de, nu știu, de dragoste, nu mai aveți timp, de prieten. Oamenii nu vă mai înțeleg, deveniți foarte obosiți cu 10 de ați devenit, ați fost foarte obosiți. Și când omul e obosit, se ceartă, vorbește aiurea, nu-i înțeles și uite așa apar dezamăgirile și dezamăgirile astea vă forțează într-un fel sau altul să alegeți iar. Bine, eu vorbesc la prezent, dar era la trecut. Se pot suprapune timpurile. E o suferință, o dezamăgire. Poate că v-a durut ce a zis cineva. Dar uneori adevărul doare. Și nu doar că doare, ne provoacă la reinventare. Sunt planuri de viitor. Vă pune să alegeți, ia, regele de spade. Să alegeți un nou drum, zero, să o luați de la zero. Apropo de muncă, poate să țină de muncă. Ați muncit din greu la cavalerul de... Știm cum e. Oh, nu sunt capricorn, dar am niște chestii pe acolo în capricorn și știu ce e aia să muncești pentru niște țeluri. Da? Muncești ani de zile. Și nu vrei la cineva să îți afecteze munca. Eforturile. Puterea pentru capricorn în trecut. Picioară sau leu. Sau pur și simplu. Lupte interioare, lupte de transformare. Procesul ăsta 3 și cu 5 8, da? Care vă tulbură ancora. Vă... 5 8. Puterea. Ia uite, regele de cupe. Cineva cu marca, ia uite și regina de cupe. Probabil că tot în trecut poate să fie o situație în paralel, nu neapărat să integrez acest mesaj în situația de acolo, da? În trecut ați avut pe cineva semn de apă, pești de la scorpion, care v-a dat un soi de echilibru de putere. Dar a trebuit să alege și unul și celălalt și v-a ajutat să nu uitați că aveți o inimă, că iubiți, că sunteți sensibili. La fel și voi, poate și voi ați ajutat. Poate povestea despre care am vorbit acum, în trecut, este a lor și voi le-ați dat putere și voi ați ajutat să se transforme. Variază. Ideea este că atunci și care probabil acum se resimte, a trebuit să alegeți între a face un drum, ia uite, semnul racului toată ziua, faeton și regina de cupe. A trebuit să faceți un drum și probabil că nu l-ați făcut. Și faptul că ați amânat niște lucruri din diferite motive, relații de familie, nevoia de a face bani, job-uri, eu știu, alte responsabilități, faptul că ați amânat niște lucruri a afectat niște relații. Hai, dăm o carte pe regele de cupe. În plus, chiar dacă n-ați avut pe cineva, deși cred că aveți, că toți avem totuși un om în viață, bărbat, femeie, nu contează, care ne aduce aminte de dragoste, de credință. Seamănă foarte mult cu un preot, regele de cupe. Poate. A stat de vorbă cu un preot care v-a dat putere, v-a dat credință. E așa, văd crucea. Deci, nu știu, întâmplător sau nu. E crucea
Și cupa împărtășaniei, situațiile grele prin care ați trecut v-au făcut, iau-te, moartea. Poate ați pierdut pe cineva, apropo de moarte, apropo de preot. Sau, repet, moartea, 8, ambele, și aici 8, toate țin de transformare, pentru că și dacă n-ați pierdut pe cineva, situațiile astea grele ne provoacă la transformare. Marele preot, totuși. Iar, poate să fie preot, poate să fie și credință. Totuși, posibil o pierdere a cuiva să vă fie afectat munca, stabilitatea acasă. Hai, povești de viață, hai. Câte pot să spui în o jumătate de oră? Regele de spade în prezent. Clarificăm pentru Capricorn, soarele, lună, Venus sau ascendent, lună, Venus, Capricorn. Regele de spade pentru Capricorn în prezent. Ha, ești mai frumoase. Dă-ne de bine, dă-ne de bine. Regele de spade. Asul de bătaie. Fiți atenți că acum văd totuși pe cineva cu marcaj în semn de aer care se consumă de mult timp, de mai mult timp față de voi, probabil. Că văd acum regele de spade și asul de bâte și ar vrea să inițieze o împăcare. Posibil și asta. Dar revin la mesajul pe care l-am dat inițial. Dacă sunt chestiuni care țin de casă, de job, de eliberări, de un trecut la care ați investit foarte multă energie, timp, bani. Găsiți, dacă vă mențineți cu capul pe umeri și picioarele pe pământ, vine ideea. Vedeți, asul de bâte apare de două ori. Vine ideea. Vine o idee. Poate să fie și o pasiune la care țineți. O femeie sau cineva care atrage atenția la care țineți, dar, nu obligatoriu, poate să fie și o idee cum să cuceriți, să zic, un domeniu de activitate, idei creative. Apropo de strategie, trebuie să fii creativ și în afaceri și în job și oriunde, ca să păstrezi stabilitatea, ca să-ți creezi stabilitatea. Eu acum dau și de muncă și de dragoste și de viață și de ce mai fi. În fine, 6 de cupe. Ar putea să fie dorința cuiva de împăcare. Vedem. Un prieten, o prietenă din copilărie, din tinerețe, cineva care vă e drag. Dar, 5 de bâte și 2 de spade. Așteptați sau ei așteaptă sau voi așteptați. Această împăcare după o perioadă de blocaj și de lupte interioare, aș spune. Iar apare semn de aer, iar apare semn de foc și apă. Orice ar putea să fie, neapărat zodie, poate să fie și ascendent și lună și așa. Hai să vedem valetul de spade. Ca să le legăm mai bine. Sunt multe, altul. Valetul de spade, te rog frumos. O carte, maxim două. Valetul de spade pentru Capricorn în prezent. Asta vrea să pară. 10 de monede, ia uite, 10 de monede, 10 de monede. Discuții, legătură cu casă, cu bani, cu moșteniri. Sper să nu fie bârfe. Pentru că văd totuși niște conflicte. Ar putea să fie chestii care țin de tradiție, de cultură, pentru că aici este o zonă a copilăriei, conflicte, iar casă, tradiții, moșteniri, cultură,
discuții acolo, dar revin la mesajul inițial, dacă aveți de schimbat un job, trebuie să găsiți idei cum să faceți iar bani, pentru că asta e, trebuie să vă recreați stabilitatea, da? Și trebuie să blocați conflictele ca să creați colaborare. Ca, aici trebuie să alegeți. Cu cine puteți colabora armonios, pentru că aveți de ales. Apropo de job și nu doar de job, de viață. Aveți de ales între oameni conflictuali care au creat ce am spus mai devreme, într-o formă sau alta, nu știu în ce domeniu al vieții voastre, oameni conflictuali care v-au pus tot timpul în poziție de atac, și colaborări armonioase. Și astea de cupe la capitolul profesional poate să fie colaborări. Poate lucru cu copii, lucru cu animale, veterinari, doctori, asistenți, psihologi, la. Sunt multe variante, da? Sau pur și simplu ar putea să fie o colaborare cu cineva din copilărie, cineva din familie sau da, cu care puteți să faceți bani să vă... Interesant cum vine mesajul, da? Un personaj pe care îl știți de foarte mult timp, cu care puteți să începeți un nou proiect și să faceți bani, să manifestați stabilitatea pe care v-ați druncinat-o altcineva la un moment dat în trecut. Interesant și așa. Hai să vedem. Da, vă faceți prea multe gânduri. Cum să fiți puternici? Cu cine să vă aliați ca să vă creați această putere și transformare? Iar drumuri pentru stabilitate. În fine, țineți la cineva care nu e lângă voi sau cineva, dacă voi nu sunteți lângă ei, ei țin la voi. Da, nu uitați de colaborări cu prietenii. Pentru unii merg, pentru mine nu. Nu știu dacă merge. Bine, nu-s capricorn. Dar sunt afaceri de familie, dar nu. Asta în cazul în care pierdeți un job bun și trebuie să vă redirecționați. Vă adunați, nu știu, verișorii, băi, hai, cum să facem și noi niște bani? Că suntem în familie, hai să facem și noi ceva, un quelque chose. De-aia apare și eremitul, analiză. Stăm în picioare pe piață, suntem puternici și stând în picioare, inițiați. Autonomie. Eu știu, pentru cine vrea să înțeleagă. Doi de monede și pentru cine s-o potrivi în viitor. Doi de monede. Și de-aia zic, la un moment dat poate aveți jobul vostru la care deja începeți niște transformări, eliberări și în paralel veți merge cu nou proiect pentru unii dintre voi. Eu acum am făcut și proiecte, nu doar. Poate să fie și bărfe acasă în cazul în care apare o nouă pasiune, nu știu, sau cineva își bagă nasul în familia voastră, în cazul în care are o pasiune pentru voi, vedeți și trebuie să alegeți între casă, cei de acasă cu care aveți copiii și sentimentul de pace și cei care creează conflict, râcă, concurență. Și la capitolul pasiune se potrivește mesajul. Doi de monede. Viitor, capricorn. Uah! Doi de monede, valetul și trei de bâte. Cineva se gândește, cântărește, iar să vină înspre voi și să înceapă ceva, apropo de valet, aveți de discutat, discutați niște lucruri, discutați. Am zis, unul este mai... Și nu știu cine ar fi, ideea este că oricum ați discutat, trebuie să fiți adunați, da? Un pic calmi. Cu regele de spade. Doi de monede. Poate sunteți între un personaj, iar, care este în preajma voastră și unul care e la distanță. Însă, sau poate ei trebuie să aleagă. Cineva de la distanță vă va comunica că deocamdată jonglează, nu știe ce să facă. Ce job să aleagă? Chestiune de bani. Doi de monede, pentru mine, ține de bani, poate să fie și de relații, dar în mod special de bani. Cineva se luptă foarte, foarte mult să-și păstreze independența. Are multe probleme. Probabil probleme financiare. E singură. Nouă de monede. Singură. E puternică. Dar trebuie să-și pună granițe personale. Trebuie să
prea mult să se lupte. Cu alte cuvinte, are nevoie de o asociere cu cineva. 5 de monede. De-aia zic, poate nu sunteți voi, poate o persoană din preajma voastră, prieteni, ia? Nu, de spade și 5 de monede. Griji, 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 cineva nu doarme noaptea. Cum e? Că e singură sau singur și n-are bani? Aici e energie feminină. Poate aveți vreo femeie, da, care este singură și face griji, cum să facă bani, nu găsește soluții. Și are nevoie de ajutorul vostru. Poate să fie și asta. Ia, temperatul. Și diavolul. Diavolul, bine. Voi încerca să fiți în control, dar în autoritate. Poate că aveți autoritate, poate că aveți o poziție care poate să susține și să ofere stabilitate celor care nu au stabilitate. Depinde ce variantă împăratului vreți să manifestați. Cel protector sau cel autoritar dominator? Alegerea voastră, dar... Hai să mai vedem pe 5 de monede, încă o carte, 5 de monede, nu... E o colaborare la care se gândește acest personaj, puteți să fiți voi. Cavalerul de cupe și 9 de cupe. O colaborare la care speră sau va spera că vă va aduce bucurii. Iar 3, iar colaborare. Pământ, apă și ce mai era? Și 9 de spade ca și stres. De noapte, griji de noapte. Da. Interesant că e 9 și cu 10. Acest personaj, că sunteți voi, da, zic, energie feminină în mod special, că sunteți voi sau că e altcineva care are probleme financiare, are probleme acasă, are probleme la job, nu găsește jobul potrivit, are nevoie de ajutor, are nevoie de empatie. Să-i ajutați, să-i inspirați. Să inspirați cum să aleagă corect, să informați eventual, nu știu, simt nevoia că am nevoie, am impresia că voi trebuie să ajutați pe cineva în acest moment, în fine. Da? 9 și cu 1, 10. Acest personaj își dorește să-și reconstruiască viața. Că sunteți voi, că e cineva, nu știu. Și speră. Speră că această colaborare îi va, le va aduce în bucurie. Ia uite, iar o perioadă de tăcere. După o perioadă de tăcere, după o perioadă de umbre, de întuneric, de blocaj în comunicare emoțională, restricții emoționale, când ești singur plecat, știți cum e. Și zic plecat pentru că e o chestiune de călătorie la mare distanță. Loialitatea iar apare câinele. Da? Asul de băte. Clarificăm asul de băte. În viitor, asul de băte. Pentru Capricorn. Iar am vorbit mult, am să faci o jumătate de oră, nu știu ce. Asul de băte pentru Capricorn. Hai. Șase de bâte. Mai, nu știu, eu zic că veți avea o idee. O idee care vă va aduce succes. Dar pentru asta trebuie să lăsați un trecut, niște amintiri neplăcute și în primul rând stresul, oricine ați fi. Că dacă nu sunteți voi în această situație, dați-le aceste sfaturi, dați-le ideea și dați-le sfaturile. Că trebuie să gândească pozitiv. Și nu la modul, a, da, nu, că o să fie bine, o să fie bine și de fapt noaptea stă pe gânduri și se gândește și plânge și nu știe ce să facă, știți? Nu e un bine de ăsta de aparență, de condescendență, da? Nu. Ia uite, asul de cupe. Va fi și vindecare, va fi și dragoste. 9 de monede. Cine își dorește această independență, o va avea. Nu știu sub ce formă. Ia dăm și pe 8 de cupe. O carte. Sau poate vine cineva în viața voastră în cazul în care voi aveți probleme. Vine cineva
se naște o Paște, nu se variază mesajul, da? 8 de cupe merge către Marele Preot. Către credință, către 9 de cupe, către dragoste și credință. Și speranță. Luna, iar 8 de cupe, 9. 8 de cupe și luna. Lasă fricile și merge către organizare mentală, către pace, zic. Către casă. Iar casă, iar tradiții. Bine că avem o poziție a Capricorn Lună și e normal. Vedem o carte pe Marele Preot. Cineva vine înspre casă. 8 de cupe poate să vină înspre casă. Iar avem preoție într-o formă sau alta. Oh. Ia uite, 5 de monede. 5 și 5. Are nevoie de credință. E un personaj care trece prin mari greutăți. 5 de monede, 5 de monede cele aici. Probabil că trebuie să lase ceva în urmă. Să-și păstreze credință. Să intre în biserică. Să intre în aura aceasta înaltă. Într-o vibrație înaltă. Iar eremitul, iar tăcere. Regina de cupe, eventual. Turnul. Îmi pare rău. Nu știu cine în această situație. Ori voi, ori un personaj. Turnul, 8 de monede. La ce e cu turnul? Evenimente neașteptate în legătură cu munca, cu banii, ce? Ceva care transformă banii. Iar eremitul, iar tăcer, iar analiză, iar dorința de a începe ceva nou. Mai dăm o carte, că o lungesc așa până mi-o foame. 8 de monede. Ia. Împărăteasă. Nu știu, va fi o idee care vă va aduce clar abundență și victorie. Dar trebuie, prin perioada prin care trece, să vă păstrați credința, pentru că vor fi multe evenimente care vă vor zdruncina. Inclusiv criza financiară și câte mai sunt, da? Acum, că e chestiune de pasiune, posibil și asta. Dar sunt lucruri pe care încă nu e normal să le știți, Marea Preoteasă, da? Sunt lucruri care sunt ținute în secret pentru că trebuie să vă concentrați pe prezent. Când apare Marea Preoteasă, uneori cam mai înseamnă și chestia asta. Deocamdată e un vol, e un mister. Nimeni, nici un tarolog, nici un astrolog. Nu poate să vă spună viitorul exact, pentru că nu este normal. Dumnezeu îl poate schimba oricând. Și deciziile voastre le schimbă. Apropo, deciziile voastre schimbă destinul vostru, și odată destinul vostru schimbat, se schimbă și destinele celor din jur și cu care colaborați. Asta ca să înțelegeți. Acum, vedeți și voi ce rezonează cu voi. Mesaj. Poate să fie, iar, un succes financiar. Într-un mod neașteptat la un moment dat, după o perioadă în care trageți, dar aveți credință, vă rugați, eu știu, dați acatiste, ce mai faceți. Vă păstrați vibrația înaltă cât puteți și vine într-un mod neașteptat și succesul, și sporul, și, eu știu, ce altceva. Ia uite, trebuie să iertați. Aveți de iertat. Un trecut, 29, da? Apropo de loialitate, a ținut foarte mult la cineva, la ceva. Trebuie să iertați și să mergeți înainte. 11. Sunteți mai puternici decât credeți. Sunteți mai puternici, sunteți super puternici. Hai încă o carte. Întoarceți-vă inima către lumină. 3 și cu 6. A fost 36 crucea. Da, către lumină, către Marele Preot, către spiritualitate. Poate să fie biserică, poate să fie altă formă de spiritualitate, să învățați să vă iubiți, să vă respectați, să investiți în creșterea voastră spirituală. Toate astea vă îndeamnă. Da? Și totuși va fi un succes. Că e profesional, că e sentimental, că e pasiune, care
se va, eu știu, manifesta într-un fel sau altul. Variază de la o nouă, că veți fi și voi niște mii de oameni care ascultați această etalare. Nu știu câte mii, dar oricum veți fi. 17 iară vine ca și număr steaua, da? Steaua se atinge greu, vindecarea se atinge greu. Ne trebuie răbdare, răbdare. Interesant. Sper că v-a plăcut și v-a fost de folos. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau!